Mâncare cu principii. All kinds of variety. De Cezar Munteanu. A bit of la Europa FM. Cezar Munteanu în studio, live pe toate frecvențele Europa FM și pe pagina noastră de Facebook. Salut, Cezar, bine venit! Salutare! Bine v Și îți mulțumesc foarte mult, o să fie greu să fac emisiunea asta cu tine, pentru că a venit Cezar cu o caserolă, cu năut și... Tocană cu năut. Tocană, cu năut, dar știți cum miroase, nu pot să vă explic, dar miroase extraordinar de, de bine. Îți mulțumesc și o să o atac după... Stați alături de noi să-l vedeți pe Radu cum o să mănânce tocana cu, năut. Asta pentru că e o variantă foarte bună, alternativă la carne. N-am mâncat pe niciodată. Da, să mănânci, să vezi cum este și noutul, e... o să vorbim pe Facebook despre, despre tocana asta și chiar... Acum chiar avem lucruri mii. un pic mai triste. Aflam acum câteva zile că statul român alocă 11 lei pentru cele 3 mese pe zi ale unui bolnav aflat în spitalele publice din România. Asta și în condițiile în care toate, hai să zic, nu toate, majoritatea alimentelor s-au scumpit. Ajung acești 11 lei pentru 3 mese și care este valoarea nutrițională a unei mese pentru un bolnav aflat în spital? Depinde. Mi-aduc aminte când eram în armată că încercau să ne dea numărul de calorii. Îl dădeau din grăsimi și din cartofi. Dar care eram sănătoși, adică eram în armată, nu neapărat în spital. Știi? Da, e adevărat. Mi-aduc aminte, acum trei ani de zile, chiar am vorbit destul de mult la, la momentul respectiv, am început un proiect cu asociație în Bacău, Gustul care face bine. Și ne-am oprit la Spitalul Județean de acolo, știi, la pediatrie. Hai să încercăm să schimbăm ceva. E trist, e adevărat, regimul comun, deci la comună la este ala de 11 lei, la cei cu arsuri, cei cu mariaj, cum era 18 lei. Adică diferența nu e foarte mare. Și frică să întreb ce primeau în plus. Adică da, 7 lei în plus. E, e trist. Problema este că sunt mai multe lucruri de, de abordat. Care sunt cauzele, în primul rând? Cezar? Păi, bucătari specialiști, pentru că sunt șef, da, sunt bucătari și asta pot să spun sigur, bucătari specialiști nu mai există prin spitale. Sau desfința posturile alea în majoritatea spitalelor. E vorba de administrare, de administrație, cine administrează spitalul respectiv, pentru că mi-am făcut temele și mă uitam, sunt diferite spitale care își publică meniurile și o să fi surprins că în Suceava am văzut un meniu mai mai arătos, în buzău, din păcate, cartofi, supă de roșii, mazăre, cartofi. În aceiași bani? În aceiași. Deci spui tu că un bucătar specialist ar putea face, se facă diferența pentru că cu 11 lei, ar putea da, face diferența. Pentru că, uite, un bucătar specialist o gândește altfel. Îți cumpără ma mazăre congelată. Uh -huh. okay? Foarte multe, asta am văzut și am fost uh, trist să văd, foarte multe conserve, borcane foarte multe. În spital se achiziționează, pentru că ăsta este regimul de achiziție publică. Se scoate PSA, deci eu întreagă, aici este mult, mult de vorbit, cumpără Calaba, deci în cantități enorme, conservă de ciorbă pentru ciorbă, conservă de mazăre, conservă de fasole, ghiveci la borcan. Ideea este că odată ce te-ai să sterilizezi conservele respective, să le fierbi foarte mult, ai distrus toată valoarea nutritivă. Pe primul loc în, în conținut de substanțe nutritive sunt legumele și fructele proaspete. Greu de avut în spital așa ceva, dar barem să te duci la locul 2. Locul 2, orice nutriționist îți spune că sunt legumele și fructele congelate vine uh, sezonul acum, în mod normal ar trebui să înceapă cu leurdă, pentru cu leurdă ceapă verde, lobodă, uh, dar ai o problemă, că dacă îți vin din retail sau din cash and carry, astea sunt foarte scumpe. Una e când te duci în piața obor și dai un leu pe legătură de le leurdă și una când te duci la un retailer și cumperi cu șase lei o, știi? Asta e e vorba de, de, uh, de cum te administrezi acolo. E... Bun, ce am mai găsit acolo în spitale? Deci, achiziții aiurea făcute, doi, lipsa echipamentelor, lipsa echipamentelor, crede aveau niște cuptoare, le țineau cu coada de mătură să nu cadă și, încă un aspect, lipsa personalului. Nai, când ai 200, 300 de... Te rog, te și asta spune. tot de la bani pleacă, nu? Și lipsa da, da, știi, ne ușor să ieșim, să spunem, mamă, că e 11 lei mâncarea din spital și asta este de când lumea și pământul. Trei mese. Trei mese pe zi, când erau banii mai, era euro, era mult mai, mult mai jos, da? E, și, deci, problema există, nu s-a întâmplat absolut nimic absolut nimic, nu investește nimeni în, în echipamente, în bucătărie, în a plăti personalul altfel, atunci cred că cea mai bună variantă ar fi partea de catering. Eu așa, cel puțin eu așa o văd. Pentru că... Contracte făcute de spital cu exact. diverse firme de Da, reduci personalul tot Numai ce să plătești, clar Adică reduci toate cheltuielile cu personal Cu utilități Cu uh, mijloace fixe Deci nu mai ai absolut nimic Și atunci uh, o, o negociezi de altfel pentru că, până la urmă, trebuie să vezi și varianta asta. Nu plădezi pentru a avea catering, da? Aici e fiecare cum să... Dar descoperi. e de luat în calcul. Dar e, e de luat o idee în calc. la care te poți gândi dacă vezi că da? nu merg Pentru lucrurile. că, uite, sunt, de exemplu, nu știu, două femei la vase, două tanti care fac de mâncare, mai este încă o asistentă cu nutriția, sunt cinci persoane pe care, mă rog, dacă ai împărțit banii aia, vedea că îți cresc un pic mă rog, îți poate crește bugetul alocat pentru, pentru hrană. Deci, încă o dată, problemele nu sunt doar la costul alimentelor, problemele sunt mult, mult mai multe. Dar... Și din păcate, sau, da, de cele mai multe ori, mâncarea e foarte importantă. Mâncarea pe care o primești în spital te poate ajuta să te faci bine mai, mai repede sau să dai în alte probleme. În că... mod normal așa se întâmplă. Am stat 5 ani jumate în state, bine, nu compari SUA cu România, îți venea dimineața, îți venea cu variantele de meniu, să uita ce afecțiune ai și îți spunea, uite, ce să alegi din astea trei variante. M-am operat de ligament aici, într-un spital privat în România, le-am cerut, mi-aduc aminte acum 4 sau 5 ani, le-am cerut mâncare fără gluten, să mă refac mai repede, să... A fost destul de greu, sincer, mi s-a spus ok, fără gluten, hai să vedem cum, dar m-au întrebat din prima dacă sunt celiac, dacă am o problemă, pentru că este uh, le este frică de, de uh, contaminare încrucișată, o ateorie. Da, nu în continuare, eu nu, nu pot să-mi imaginez cum pot să asigur 3 mese pe zi pentru un bolnav cu doar 11 lei. Păi Ui, uite-te nu... și tu, ce, ce dai dimineață, dai ceai, pâine, salam 50 de grame, unt, margarină după care la prânz la ciorbă de zarzavat, varză călită cu cărnați, seara ghiveci cu de legume, griș cu lapte. Cu cărnați, da. cred că cu cărnați, cu 100 de grame de cărnați. 100 Bă, de că... grame, da? da. Asta este un regim comun. Pe de altă parte, mă uit, vezi la gustare, la gustare de la ora 4, o napolitană care are 300 de kilocalorii. De deci, ce îi dau o napolitană la gustare de la ora 4? Pentru ce să dai napolitană când te ferești de zahăr? Că zahărul îți creează o senzație de foame și mai mare. Nu că îți creează senzație, îți face o foame și mai mare. Ce zare? Îți propun să continuăm discuția noastră pe pagina da. de Facebook, Radio Europa FM. Acolo am promis că vei veni și cu rețete noi pentru acest post pe care îl traversăm mulți dintre noi cei care îl țin. <laughs> da, uh, și... uite, începând de astăzi am și eu un pregătit și în pot... seara asta postăm pe, pe pagina pe Trufood pe YouTube. Postăm peste tot, da. uh, O mare mare tartă cu spanac, o să o vedeți Mulțumesc. Cu mulțumesc foarte mult. Continuăm discuția pe pagina de Facebook Radio Europa FM. așa Cezari salutăm pe cei care se uită acum pe Facebook la noi și Salut, uh, Și discutăm. Mai învață -ne, mai învață -ne ce să mai facem. Măi, nu. În perioada așa, asta. Problema e că mă uit zahăr mult, uite și tu. La cină lapte cu orez, tafide și zahăr caramelizat, un măr copt, ceai, 650 de kilocalorii. E ok. Asta este în spitalul din Suceava. M-am uitat acolo, am văzut niște lucruri foarte ok. În schimb la Buzău, una dintre, uh, unul dintre cuvintele spuse de de Beatrice, de doamna doctor Beatrice Maller, a fost că sunt meniuri repetitive. Foarte adevărat, același meniu l-am văzut pe o pagina unui spital din, uh, din țară, același meniu pe regimul comun, același meniu uh, săptămână la rând. Nai, de asta spun că lipsa unui bucătar specialist acolo își spune cuvântul. Uh, îți trebuie un om care să conducă bucătăria chiar în spital, să poată să-ți dea din energie, pentru că uh, bucătarul nu face doar o rețetă, bucătarul îți, îți dă și din energia lui. Asta este succesul unei, uh, unui preparat bun, unei mâncări de calitate, știi, un, unei mâncărici. Cezar, spune noi, ce este cu revista aceasta, Gustul care face bine? Uh, văd că este un ghid de alimentație sănătoasă pentru copii cu afecțiuni oncologice. Înțeleg că a fost vorba despre un proiect pe care l-ați inițiat. Este un proiect pe care îl continuăm de trei ani de zile împreună cu Asociația Agricola. Băcăoanii au vrut să fie fruntea, știi? Și este un proiect pe care îl continuăm are trei deja este în a treia etapă am făcut pentru grădinițe la un barem de 20 de lei am arătat că se poate găti altfel broșurile se găsesc pe, pe site ul lor pe Asociația Agricola Neam de Gospodari după care am venit pentru copii cu probleme oncologice și ultima ediție o avem cu rețete pentru copii cu probleme de obezitate au început să fie aplicate în da, da, da. spitalele din țara? Nu, categoric nu, nu, pentru că este, mă rog, nu, nu e greu să... Îți trebuie un bucătar care să-ți facă toate rețetele astea. Și uh, asta cu rețete pentru copii cu probleme oncologice mai mult a fost făcută pentru mame, uh, pentru că în spital este greu să hrănești... Uh, Cadrul de, de nutriționistă ne spunea că este greu să hrănești a, în spital un copil care are probleme oncologice, dar ai grijă de el acasă și îi dai anumite lucruri acasă. Um, apropo de uh, meniuri pentru secția oncologie, mă uitam aici, ai zahăr în el, n-ai voie să ai zahăr în, uh, da? în, în. găsești o altă variantă. Ingredientele s-au scumpit, e clar trebuie crescut și baremul de de hrană, N ai cum să-l să, -l, să -l lași la 11 lei, dar ceea ce spuneam și în transmisia din direct, de, de la pe radio. radio, de pe radio, nu este legat doar despre ingrediente. Nai bucătari, femeia de la vase o respect toată stima, dar o vezi făcându-ți de mâncare, se mai duce, mai spală și două, trei coridoare și după aia vine și îți mai... Nu nu, 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 mi, se pare, nu mi se pare ok. Uh, N-ai echipamente, uh, Asociația Agricola, vreau să spun că a donat echipamente foarte multe la, la spitalul din, din Bacău. Până a fost o întreagă uh, birocrație până au fost puse pe poziție. Au vrut să vă zugrăvească, să igienizeze. s-a spus clar, nu, asta se face prin achiziție publică, e cu totul altceva. Că uh, e greu. Uh, e un cerc vicios. Dar sunt și mie. cazuri strigătoare la cer, pentru că primim uh, pe WhatsApp-ul nostru de la radio imagini de la ascultătorii noștri care traversează o perioadă mai dificilă aflându-se în spitale ne trimit imagini cu felii de pariză sau salam cu o culoare mai mult decât dubioasă, așezată lângă o felie de pâine și eventual o roșie de acolo o săptămână. Radu, pâine albă în spitale, uite-te aici, rație de pâine, 300 de grame, pâine albă. E adevărat că tot la Bacău am avut o discuție că am băgat, am introdus pâine integrală. Și a fost unul dintre, dintre pacienți care mi-au zis, da, da, pâine neagră, da, e, e, adevărat, avea o vârstă. Dar eu pe mama am convins-o și mai mea la 75 de ani măncă pâine integrală. Știe clar că pâine integrală o ajută, că fibre, că nu știu ce. Dar n-ai voie tu ca asistent nutriționist sau tehnician în nutriție să pui pâine albă pe masă. N-ai voie. Mai ales că pâinea aia ieftină pe care o arătau e pâinea care conține și zahăr destul de mult ameliorator și n nu are, o, are valoare calorică. Deci nu pentru încercăm. ca lucrurile să, să se schimbe în primul și în primul rând ar trebui crescută suma, să cădem crescută de acord cu treaba. Asta. Și, bă, eu sincer, nu foarte mult, sunt... dar oricum trebuie crescută. E adevărat. Bire. Și sunt ONG-uri. Uite, eu, de exemplu, am fost în spitale și am făcut asta, am încercat să fac asta, să vin cu altă abordare pe meniu. A doua și... idee pe care a exprimat-o și în direct ar fi contractele cu firmele de catering, fiecare da, spital da. să-și aleagă să facă o licitație să-și aleagă oferta cea mai bună și să colaboreze cu aceste firme? Da, dar firme de catering să aibă în spate colaborări cu nutriționiști buni, nutriționiști care să înțeleagă și partea de gastronomie, dar și partea medicală. Pentru că nu pot să. Nu înțeleg. te poți să exact, doar fii. în baza unei firme fără să... Da, pentru că o să spun, ok, îți dau, uite, baremul ăsta și ne trezim iar la, la situații de genul. Sunt variante, zic că s-ar putea, putea face, dar toată lumea e concentrată acum pe orice altceva, nu pe, pe nevoile imediate din... Uite din că odată cu scumpirile astea care ne afectează așa din toate părțile, a ieșit și doamna malor cu această declarație da, care ne-a atras atenția și să sperăm Atrasă A tras că... atenția acum că s-a mai liniștit pandemia, știi? Da. Dar asta e de ani de zile, de ani de zile. Nu uit asta în spital de când mă știu că eram copil și asta așa se mânca și înainte. Pentru că lasă-mă în spital, dacă vrei aduce la borcan de acasă. Dar trebuie și... să scăpăm de, de treaba asta. Da, trebuie. Pachetului da. de acasă, știu că... E necesar, e dorit, dar nu cred că e Stai Stai un pic, a fost pandemia când nu puteai să-ți aduci pachet de acasă. Și uh, erau mari probleme și uh, tot auzeam comentarii, domne, mi-e foame, deci nu mai știu ce să mai mănânc, pentru că uh, nu îți nu dădea voie. Într-un final s-a ajuns, pentru că și-au dat seama și cei din, din spitale, și te duceai, lăsai la poartă, lăsai pachetelul și, și de acolo. Da. De -acolo da, teoretic și practic nu ar cineva. trebui da. să fie problema asta, să punem problema asta. Atunci să fim bine îngrijiți și asta înseamnă și bine hrăniți în spital. Uite te și tu, ceai, pâine, brânză topită, supă de roșii cu tăiței, asta era în ziua de duminică, supă de roșii cu orez era în ziua de joi, miercuri ciorbă de cartofi, vineri ciorbă de zarzavat, sâmbătă ciorbă de cartofi, luni ciorbă de zarzavat, marți, în schimb, iată, vine fericire cu ciorbă de pui. No. Știi... Uh... De asta eu zic că e vorba și de, de dorința de a schimba un pic lucrurile de acolo, din interior. Cezar, mulțumesc foarte mult Mare pentru toate drag. informațiile pe care ne-a adus și te așteptăm cu drag și săptămâna viitoare alături de noi, dacă se poate în studio, dacă nu ne auzim pe Skype sau prin telefon. Salutări și celor care ne-au urmărit. Vă salut și să stați cu ochii pe Radu să mănânce tocănița de năut. <laughs> da. Tocănița de năut pe care o să o vedeți pe, pe pagina mea de Instagram, pe șef Cezar Munteanu să vedeți acolo rețeta. Dacă nu o vedeți, am să o încarc din nou. Și uitați-vă la radio, o să mă încet o toată. Așa facem. Seara bună tuturor! Numai bine!